Salutare, prieteni! Mă numesc Marian de la HF Hero from Zero și astăzi vom vorbi despre locomotiva CFR 50-200. Această locomotivă va fi CFR-izată de mine pe baza modelului 4154 NL de la Fleischmann. Această locomotivă arată aproape identic cu locomotiva BR-55, însă are anumite particularități ce îmi vor permite mie să o CFR-izez mai ușor. Această locomotivă are lămpile un pic mai mari și lipsa detaliilor embosate de pe lateralul cabinei îmi vor permite să așez acele plăcute CFR cu ușurință. Dar haideți să nu mai lungim și să-i dăm drumul. Bun. Iată locomotiva. Această locomotivă am cumpărat-o de pe Katawiki, un site de licitații din Olanda. Nu le fac reclamă, o duc bine și așa, fără să le mai sari un ajutor. Această locomotivă este analogă. La acea vreme, fiind începător în modelismul feroviar, nu știam să fac diferența între analog și digital. Tot ce doream de la această locomotivă era să o văd învârtindu-se sub brad cu luminile aprinse. A fost o mare greșeală. La mai puțin de 2 luni am înțeles avantajele unui sistem digital. Am vrut să o vând, dar această locomotivă era menită să rămână în familie, pentru că soția mea s-a opus, deoarece vrea ea această locomotivă și tot ce mai am analog, adică un starter set și câteva vagoane, care nu sunt CFR. Așa că această locomotivă va zbura la țară ca decorațiuni de Crăciun. Pactul a fost că tot ce este non-CFR plus această locomotivă să se învârtă în jurul bradului de la țară. La început chiar vreau să scap de această locomotivă, deoarece avea la acel moment o ceferizare eșuată. Ați văzut mai devreme urmele de lipici și iată-le și aici, pe cabină, pe tender sau vagonul de cărbuni. Arăta absolut oribil, așa că m-am decis să o remediez. Am comandat iar niște plăcuțe CFR de pe site-ul celor de la Trains Addicted și m-am hotărât să documentez tot procesul de CFR-izare. Copii, dar și voi adulți, nu încercați să faceți asta dacă nu aveți cunoștințe și experiență în modelism. Eu am mai asamblat modele la scară și am crezut că va fi foarte ușor să pun aceste plăcuțe. Vă recomand să cumpărați modele CFR doar de la comercianții profesioniști și să vă scutiți singuri de o experiență dureroasă, scumpă și multe dureri de cap. După prima experiență eșuată, îmi venea să o arunc la gunoi, însă soția m-a oprit, după cum v-am zis mai devreme, și de dragul ei, al nepoților și al ego-ului meu, am decis să o remediez și să nu o las așa plină de adeziv, chiar dacă nu mai este ea la fel. Modelul a costat 90 de euro sau 450 de ron la acea vreme plus taxă de licitație undeva la 8,10 euro, ceea ce însemna 10% din licitație, plus livrarea care a costat 24 de euro. Ce înseamnă asta? Păi un total de 123 de euro, aproximativ 600 de ron. Tablița a costat și ea vreo 20 de ron. Pe lângă asta am mai folosit
câteva scule, gen penseta, șurubelnița. Am avut nevoie de două pensule, una extrem de subțire și una mică. Vopseaua neagră, o am de la un starter set de modelism. Penseta a costat și ea undeva la 18 lire, o am din Anglia, pe vremea când stăteam și locuiam acolo. Iar pila electrică este o pilă pentru unghii. Draga mea nevastă mi-a împrumutat-o cu drag. Pentru început a trebuit mai întâi să înlătur surplusul de adeziv întărit. Pentru asta am folosit la început o pilă foarte subțire, dar după ce am terminat de curățat suportul pentru plăcuța de matriculare din fața cazanului, am trecut la o pilă mai groasă. Am folosit și un bistuiu, iar rezultatul a fost satisfăcător. Însă provocarea cea mai mare era înlăturarea plăcuței din fotodecupajul de oțel inoxidabil. Vă recomand să tăiați cu atenție tăblițele, acestea sunt foarte subțiri și se pot îndoi foarte ușor. De fapt, personal am îndoit câteva fără a mai putea să le remediez. Am folosit pentru a atașa aceste plăcuțe de locomotivă sau de a lipi un adeziv pentru modelism Revell Contact Professional Mini de 12,5 grame. Codul produsului este REV39608. Am folosit acest adeziv cu succes la multe navă modele. Așa că este un pic de hit and miss, câteodată funcționează grozav cum funcționează, dar când nu funcționează e vai și amar. Locomotiva cu abur modelul G8.1 sau G8.1 au fost locomotive destinate tractării trenurilor de marfă și au fost livrate pentru prima dată în anul 1913 către KPEV sau KPEV, căile ferate prusace. Acest model de locomotivă fiind o dezvoltare ulterioară a modelului G8. Datorită succesului în exploatare, s-au fabricat 4.934 de bucăți de acest fel, multe fiind exportate în întreaga lume, inclusiv România, tipul 40.000. După primul război mondial, DRG a preluat toate locomotivele sub indicativul BR55.25. În perioada 1944-1941, 691 de locomotive din acest model au fost modificate prin adăugarea unei osi alergătoare pentru mărirea vitezei și reducerea greutății pe osie. Acestea au primit indicativul BR56.2. La finele războiului se aflau în Germania în exploatare 1000 de locomotive BR55, multe fiind răspândite în întreaga Europa. Pe 21 decembrie 1972, ultima locomotivă din acest model a fost scoasă din circulație. Aceste locomotive practic erau depășite tehnic de noile locomotive diesel și electrice. Iată că modelul pe care eu lucrez este tot un BR55 care a circulat în Olanda cu indicativul 4154NL. Eu am decis să o cifrizez pe aceasta. În România, locomotivele aveau anumite particularități. Lămpile din față erau mai mari ca cea din imagine, iar tenderul sau vagonul de cărbune era modificat. Acesta avea niște tancuri de păcură. Locomotivele din România, la acea vreme, foloseau păcură. Nu am înțeles nici în ziua de astăzi și nu știu de ce și care era sistemul, însă presupun că le oferea un surplus de putere. Cam asta era de spus aici cu privire la istoricul locomotivei de acest tip, dar perioada interbelică de pe vremea regelui Carol I la nivel de transport feroviar este foarte interesantă, mai ales pentru România.
Regele Carol I este cel care practic a dat startul construcției de căi ferate, adică el a sosit în România în mai 1866, iar la acea vreme era aproape 0 km de cale ferată. El a sosit la Turnul Severin. După confortul transportului modern, s-a trezit dintr-o dată într-o trăsură care trebuia să treacă cel puțin peste două râuri mari, peste Jiu și peste Olt, unde podurile erau precare, unde erau, desigur, dacă nu trebuia să folosească bacul. Și s-a lovit el direct de această problemă. A avut o experiență directă de ce înseamnă să nu ai căi ferate într-o țară care avea nevoie vitală de căi ferate. Iată, așa România a început sub domnia regelui Carol I să-și dezvolte sistemul feroviar. Este ceva foarte interesant, puteți găsi mai multe în documentarul Ora Regelui, un documentar destul de drăguț. Partea interesantă pentru mine a fost cea cu istoria CFR-ului în stagiul lui incipient. Bun, cam atât de zis și despre istorie. Dacă aveți vreodată tendința să repetați bravura pe care eu am făcut-o în acest video, vă rog, aveți mare grijă cu această tăbliță din fața cazanului. Eu am descoperit că aceasta este foarte, foarte fragilă și cu multă ușurință puteți să o rupeți dincolo de orice remediere, odată ce a stricat. O să comentăm în continuare fiecare pas pe care l-am făcut aici. Oricât de mult am încercat să lipesc această tăbliță, întotdeauna am lovit de alte mici probleme care a prelungit întreg procesul de ceferizare. De exemplu, deși eram foarte mândru aici cum a ieșit, la montare am constatat că această tăbliță cu numărul 5020 200 venea fix peste robinetul din fața cazanului. Ia, trebuie să o dezlipesc din nou. Am avut foarte mare grijă, nu am filmat acel proces. După ce am terminat filmarea, cred că la o oră, stând eu așa și admirându-mi munca, am zis, da, naiba, nu sunt satisfăcut. Băi, și eu am pitiș pe creieri. Dacă nu este cum vreau eu, nu pot să mă bag în pat. În fine, asta s-a întâmplat în respectivul caz. Aici am încercat să înlătur adezivul din urma ceferizării prost făcute cu această pilă mică. Am încercat de 2-3 ori până când mi-am dat seama că trebuie să o schimb. Așa că am trecut la ceva mult mai grosier, ceva mult mai brutal. Dar după cum veți vedea în imagini, acela a fost rezultatul scontat. Exact asta am vrut. Aici încă mă chinui, dar a ieșit. Veți vedea că această locomotivă, la sfârșit, a ieșit exact cum vroiam eu. Probabil că ați observat deja în poza de la începutul clipului, tăblița din fața locomotivei era în continuare strâmbă. Da. Deci cred că am dezlipit-o de vreo 2 ori. Eu am crezut că gata, o să reușesc să rup acel suport al tăbliței din fața cazanului. Pur și simplu credeam că de la atâta metal fatigue, cum s-ar zice, sau plastic fatigue, o să cedeze ceva. Cred că dacă o mai scot o dată, o să cedeze. Nici nu știu dacă există un întăritor, mă gândeam să dau cu un lac mat care să acționeze ca un fel de adeziv pe aceste detalii fine. Bun, și iată aici am venit cu pila mai groasă și a început cu adevărat să scoată acele urme de adeziv. Efectul pe care eu totuși nu l-am vrut a fost să nu mai am plasticul fin. Practic ea este foarte, foarte fină. E foarte mișto locomotiva construită
și soluția în a face locomotiva din punct de vedere estetic plăcută și să nu se vadă ca și cum s-a rașchetat cu pila, a fost să revopsesc. Și nu am un aerograf, a trebuit să folosesc pensula, dar a ieșit grozav și cu pensula. Și o să vă explic întregul proces sau tehnica folosită cu pensula în așa fel încât să arate ca și cum e scoasă din cutie, venită de la un retail, indiferent care ar fi el, din România. Observați foarte bine că nu se observă nimic, a trebuit să aduc locomotiva mai aproape de ochiul meu și iată rezultatul. Da? Deci se vede clar cum este rașchetată în clipa de față. Nu vă îngrijorați, lucrul ăsta este după primul strat de vopsea. Bun. Vă las în continuare să urmăriți, voi veni cu mici comentarii acolo unde este necesar, cel mai probabil la vopsire. Bineînțeles, a trebuit să rașchetez și tenderul, da, deci l-am filit mult mai delicat, pentru că aici nu exista chiar atât de mult surplus de adeziv. În schimb, zona unde am mult adeziv și e aproape inaccesibilă este în spatele locomotivei. Acolo, pur și simplu, am pictat. Probabil că la un moment dat am să fac și un weathering pe această locomotivă. În momentul în care am să vin cu diversi pigmenti, vopseluri, diverse nuanțe de rugină, calcar, rezultat al uscării apei pe vopseaua locomotivei, o să se vadă mult mai bine, adică nu o să se mai vadă ca și cum acel adeziv este embosat, este reliefat. Atunci când vii cu un pigment de rugină, va arăta efectiv natural, pentru că, da, rugina, știți foarte bine, ea nu este fină, ea se acumulează, la fel și calcalul. Așa că aveți încredere, locomotiva o să arate foarte bine după ce trebuie aici și o să arate absolut superb după ce am să-i fac un weathering. Dacă, desigur, doriți să vedeți un weathering pe locomotiva asta, puneți un coment, dați un like, pentru că aceste videoclipuri sunt lungi, sunt costisitoare, după cum vedeți, nu mereu pot să lucrez fix în fața camerei, este nevoie totuși de oarecare atenție, trebuie să folosești TLC, cum zic englezii, Tender Love and Care. În clipa de față eu nu mi-am permis să lucrez chiar atât de aproape de cameră. Nu am vrut să o greșesc din nou, de aceea nu am reușit să filmez întreg procesul de pilire al tenderului. Ok, mergem mai departe. Ok, vopsea din imagine este o vopsea Airfix, a venit, nu, de fapt este o vopsea Revel, a venit cu un starter set pentru corabia Black Pearl, am asamblat-o nu de mult, dar am scăpat-o de pe vitrină și s-a împrăștiat în 1001 de bucățele, a fost distrusă dincolo de reparații. Acum, tehnica de vopsire aici este destul de simplă. Aplicăm vopseaua, după care o întindem foarte bine cu pensula.
iar apoi cu mișcări de sus în jos, foarte rapide și fine, facem vopseaua să intre în contact cu el și să se usuce. Ea se întinde extraordinar de bine dacă tot timpul dai cu pensula peste ea. Nu ai un aerograf, nu poți să dai un strat foarte subțire de vopsea, de aceea tot timpul, până când simți tu că devine oarecum lipicioasă și un pic uscată, dai pur și simplu cu pensula de țesăghi din cap. Așa am făcut și eu aici. Nu vă faceți griji dacă depășiți un pic, pentru că această vopsea când se usucă arată absolut grozav. Eu am rămas uimit. Uite și aici în colț ușor se vede un pic din decalul alb pe care l-avea locomotiva. Când se usucă nu se va mai vedea. Este o vopsea foarte grozavă. Vopseurile de la Revel le-am găsit a fi absolut grozave. Ele când se usucă se întind și au o consistență, ca și cum pur și simplu așa a venit de la manufacturier. Sunt vopseduri foarte, foarte bune. Deși am observat că ele se usucă destul de repejor, în aproximativ 10 minute, este recomandat ca după vopsire să le lăsați 24 de ore pentru ca agenții activi din vopsea să-și facă treaba. Și veți vedea cum că a doua zi după ce veți lăsa modelul, chiar dacă în continuare nu arată exact cum vă doriți, a doua zi va arăta extraordinar de bine. Și exact asta fac și aici, în timpul vopseaua. Deja chiar și, uite, se vede foarte clar cum este o vopsea lucioasă și ușor, ușor, pe măsură ce eu dau cu pensula, parcă se usucă și începe să se blenduiască cu locomotiva. Și veți vedea și la sfârșit, în poze, locomotiva arată absolut grozav. Arată grozav chiar de aici, nu se mai vede urmele de pilă aproape deloc. Da, e un pic în relief, dar atunci când vom pune plăcuțele, acele mici cavități se vor acoperi sau, cum să vă zic eu, nu se vor mai vedea, pentru că acel lipici Revel pe care l-am folosit eu, sau acel adeziv, super glue, cum vreți să-i spuneți, cumva topește un pic plasticul și vopseaua. Iar dacă apeși un pic pe acel fotodecupaj metalic, simți cum intră ușor în vopsea, în plastic. E greu de explicat până când nu simți cu mâna ta. La vopsirea vagonului de cărbune am ales să-l vopsesc pe tot. La început am fost un pic cam panicat, dar am ales să am încredere într-un produs pe care l-am testat și nu m-a dezamăgit. Așa că am ales să vopsesc tot. M-am speriat la început și veți vedea în curând, după ce camera focalizează, de ce m-am speriat. Pentru că nu arăta prea grozav. Băi, da, după ce s-a uscat, era exact rezultatul cu scontat. Arată foarte, foarte, foarte bine. Și chiar dacă mai trebuie să mai faceți niște retușuri după ce ați terminat, vopseaua asta nu vă va dezamăgi. Pe mine nu m-a dezamăgit niciodată. Consider că vopsurile de la Revel sunt destul de bune, deși mulți marcuri contrazice. Niște vopsuri și mai bune am văzut că sunt cele de la Vallejo. Am câteva, le-am folosit și pe acelea. Sunt destul de bune. Îmi pare rău că aici nu s-a văzut foarte bine ce am făcut. Chiar nu puteam să fiu atent și la cameră și la ce fac. Totuși, uite despre ce vorbesc. Se observă urmele de pensulă pe acest tender. Dar, în momentul în care vopseaua se usucă, arată absolut grozav. Trebuie să fii foarte atent ca vopseaua să nu se cumuleze în zona niturilor care sunt embosate pe acest tender. Întotdeauna să aveți un șervețel lângă voi sau un sul de șervețele, întotdeauna le veți găsi foarte, foarte utile atunci când doriți să vopseiți un model.
Deși nu se vede în cameră, procesul este absolut identic ca mai devreme. Din nou, vopseaua se întinde foarte bine, după care cu pensula dat de jos în sus, prin tehnica asta, vopseaua va arăta foarte bine. Uitați-vă la cabina locomotivei, deja nici n-ai fi zis că am dat cu pila acolo. Iar după ce montăm fotodecupajul de metal pe cabină, care ocupă probabil undeva la 70% din suprafața cabinei, se va vedea absolut superb. De fapt, dacă aș stau bine să mă gândesc, nu cred că aș recomanda vreodată cuiva să pună aceste fotodecupaje direct pe cabină, decât dacă au un super glue dat naibii. Dar nu știu cum este sau ce experiență aveți voi cu super glue. Băi, la mine, când vreau să lipească, nu lipește. Când nu vreau să lipească, lipește de nu se poate. Exact asta este experiența mea cu super glue. Dar am observat că dacă modelul este vopsit, indiferent ce super glue sau adițiv din ăsta special pentru modelism folosesc, arată și se lipește foarte, foarte bine. Și cu tenderul. Acum urmează partea care eu urăsc cel mai mult și cel mai mult, decuparea fotodecupajelor din acea foiță. Și iată și aici în spate, aici mă chinui să acopăr practic urmele de adeziv. Adevărul e că spre sfârșit, când am terminat, nu am fost mulțumit, le-am scos, nu am filmat acea acțiune, dacă pot să zic așa, și le-am pus din nou pe cele care erau pe foița nouă. Astea erau practic de la vechea referizare, care nu a ieșit prea grozav, așa că le-am schimbat, nu mai arată așa, am rașchetat acolo cum am putut cu pila și arată ce trebuie. Bineînțeles, acea zonă am găsit-o a fi o zonă foarte fină, orice aș fi făcut acolo nu ieșea ce trebuie. Bun, și partea aceasta este partea care mi-a dat emoții cel mai mult. Atunci când încercați să scoateți bucățica de tăbliță de care aveți nevoie din fotodecupaj, cel mai bine funcționează dacă puneți vârful cutterului fix pe suporții din fotodecupaj. Și apoi, folosind lama cutterului, puteți să tăiați acele mici colțuri rămase cu lama cutterului. Sau puteți să le mișcați sus, jos, lângă dreapta, până când cedează. Practic, creați un fel de metal fatigue. Eu, unul, am o oroare să scot aceste fotodecupaje din matriță sau din foiță, pentru că, v-am mai zis, le-am stricat. Iată despre ce vorbesc. Dacă mișcați de prea multe ori acel colț, cedează și ei a dispărut. Problema e că nu vei avea o margine foarte, foarte dreaptă, fină, ca și cum ai tăiat-o. Dar cred că dacă am să mai încerc vreodată, am să folosesc un forfec, dar na, nu știu acum ce să zic. Deci uitați-vă cum arată acum după vopsire. Aproape superb. Dar a doua zi e perfect. Deci
deja vopseaua și-a făcut treaba, arată bine, e destul de bine blânduită, am fost foarte, foarte mulțumit. Când încerca să montați aceste fotodecupaje, o pensetă bună vă va scăpa de foarte multă durere de cap. Această pensetă cred că are vârfurile un pic îndoite după atâta folosire. Eu, ca să fixez pe mijloc, să centrez acest fotodecupaj cum trebuie, am avut grijă ca F-ul de la CFR să fie practic pe rama dintre cele două geamuri. Deci eu așa am decis să fac, pentru că numai în acest mod puteam să mă asigur că o să am o simetrie cu cealaltă parte a cabinei. Și mi-am luat ca reper, și este foarte important să vă luați un reper, și vă spun asta din propria mea experiență, pe vechea ceferizare nu am ținut cont, am zis că eu cu ochiul meu o să reușesc să pun fix pe centru, un pic mai jos. De fapt, am făcut prostii chiar mai mare, am decupat fiecare bucățică ca să le montez eu separat, da, atât de bubuit am fost, dacă pot să zic așa. Am crezut eu cu tărie că sunt capabil să montez astea bucățică cu bucățică, dar foarte repede am avut un reality check și am observat că mâna îmi tremură, nu mai pot să mai văd așa de bine și iată cum efectiv am pus repede tăblița și am doar am mișcat un pic în stânga și acum am pus cu spatele pensetei. Nu este indicat, deși eu am făcut-o, nu este indicat să puneți degetul pe acel fotodecupaj. Adezivul, iată cum a fost aici, adezivul are în el niște solvenți, iar dacă acel solvent atinge fața fotodecupajului, vopseaua roșie va începe să curgă și o să arate foarte, foarte urât, din cauza că va acoperi numerele de pe tăbliță cu roșu și se va vedea foarte, foarte, foarte urât. De aceea am avut grijă să pun mult mai puțin adeziv de data asta. Am pus câte o picătură pe fiecare, după care am întins adezivul cu o scobitoare din lemn. Și m-am asigurat că nu am un surplus uriaș de adeziv. Și iată cum a ieșit. Vedeți? F-ul de la CFR este fix pe mijloc. Și este simetric cu cea de pe partea stângă. Am fost foarte, foarte încântat de cum a ieșit. N-am mai avut surplus de adeziv, nu a mai curs nimic prin stânga, prin dreapta. La acel moment eram foarte mândru de ce am putut să realizez până în clipa respectivă. Iar pe măsură ce avansați în scoaterea tăbițelor, una dintre lucrurile care mi-au dat cele mai mari palpitații a fost tăblița pentru tender. După cum bine vedeți, tăblița aceasta este formată din 3 bucăți: CFR, numărul și inscripția pentru depoul pentru care aparține această locomotivă. Ele sunt extraordinar de bine făcute. Cei de la Trains Addicted nu știu cum au reușit să le fac așa, dar sunt foarte, foarte frumoase. Și trebuie să țineți cont că cele 3 tăbițe sunt unite pentru o bucățică mică de tablă. E aproape ca o fir de sârmă. Dacă ai înduit-o de prea multe ori, o să cedeze și s-a terminat. Pa, punct! E foarte greu să mai remediez ceva. De obicei vei sfârși prin a comanda o altă tăbliță. Din nou folosesc aceeași, încerc să folosesc aceeași tehnică, prin apăsarea cu vârful caterului fix pe mijlocul
acel suport de metal. Desigur am reușit să îndoiesc un pic unul din capeții celor trei tablițe, dar după ce le-am pus pe tender am reușit să întreb, iată aici deja încerc să pun presiune, nu se vede în cameră, încerc să pun presiune să îndrept efectiv ceea ce am greșit. Sigur, eu nu știam că chestia asta nu se vede pe cameră. Iată cât de mic este un astfel de fotodecupaj. Și uitați-vă la tender că deja începe să arată un pic mai bine. Deci am vopsit practic doar fața, deci nu am dat și pe zona unde sunt cărbuni. Aici este un prim test să văd cam unde ar veni tăblița. Iar pentru... Deci cam așa. Odată ce am decis cum va arăta și unde o să o pun, urmează să pun adeziv. Se vede clar cum că în clipa asta aveam emoții mari și nu știam exact cum să fac să nu repet greșeala din trecut. În acest moment deja eram conștient că penseta mea nu mai este chiar atât de bună, că nu mai ține atât de bine și mi-era foarte, foarte frică să nu reproduc pățania de acum câteva luni. Observați cum încerc să îndrept tablița, am constatat că este ușor îndoită și nu este perfectă. Mi-am luat inima în dinți și am trecut la aplicarea adezivului. Întotdeauna să știți că nu este recomandat să puneți degetul direct pe partea vopsită unde aveți indicația CFR și tablița de matriculare, mai ales dacă sunteți murdar pe deget. Aceste tablițe se pot decolora foarte ușor, puteți să întindeți vopseaua roșie foarte ușor și credeți-mă, veți fi foarte dezamăgiți. Și din nou, țineți cont, nu încercați așa ceva dacă aveți o locomotivă de colecție scumpă, dragă vouă, lăsați niște profesioniști să facă acest lucru, pentru că o greșeală poate să vă dea mare bătăie de cap. Deci observați, am pus câteva puncte, întind cu scobitoarea, așa cum pot eu. Emoțiile sunt mari, poftim. Ați văzut ce înseamnă să nu ai o pensetă grozav? Am reușit să-l pun totuși cu degetul. Și foarte important, din nou, să nu puneți presiune cu degetul. Eu am făcut-o. Riscul este că puteți lăsa amprente pe marginea adezivului. Și iată cum am făcut. Și am lăsat o amprentă, a trebuit să corectez mai târziu cu vopsea.
dar arată bine. Borseaua încă nu este complet uscată, încă se văd urmele de pensul, dar după ce se usucă, nu se văd. Deci, în principiu, urmează să repetăm același lucru și pe partea stângă. Acum, tot ce ne-a rămas este să punem toate piesele la loc, înșurubăm tot. Iar ultimul lucru de făcut este montarea suportului cu tot cu tăbiță în fața cazanului. Lucru care îmi place foarte mult la această locomotivă, sau cel puțin la felul în care a ieșit la final, este felul în care tăblițele lucesc atunci când vine lumina de afară. Este un argint, un argintiu foarte, foarte strălucitor. Face ca locomotiva să arate ca o bijuterie în vitrină, pentru că eu iubesc să-mi țin locomotivele în vitrină. Îmi place să le admir când trec prin cameră și cred că asta este tot rostul acestui hobby, să ai aceste trenulețe în casă la vedere. Și iată aici greșeala, tăbița, vedeți, trebuia lipit un pic mai sus pentru că vine fix peste robinetul cazanului. În clipa asta am zis, băi, nu mai dau jos, hai să vedem, poate reușesc să împing cumva tăbița în spatele robinetului. Nu am reușit. Cred că am scos-o din nou de vreo două ori și până la urma urmei am lipit-o cum trebuie. A trebuit din nou să vin cu pila, să curăț adezivul. Este ceva foarte, foarte migălos și nu cred că aș mai face asta foarte, foarte curând. Dar am terminat. Rămâne să vă arăt câteva cadre cu locomotiva, câteva poze. Și dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți weathering la această locomotivă sau ce verizări, Doamne ferește, dați un like, dați un share, comentați ceva sau spuneți doar salut Marian, chestiile astea mă motivează și până data viitoare rămâneți cu bine. Vă drag, Marian, ciao, ciao!